Marius Creciu, candidatul UNPR PSD, în tipicul aroganței PSD-iste, a mers în cartierul Schela din Drobeta Turnu Severin, unde le-a spus oamenilor că vrea să întrețină ce a făcut Gherghe, respectiv nimic. Astfel, Marius Creciu va intra în istoria Severinului cu perlele din această campanie electorală. Creciu probabil va aloca bani pentru a întreține grupile din Schela, va aloca bani să întrețină probabil și praful și bălțile și chiar Creciu va întreține inechitatea dintre Schela de jos, Schela de sus, Dudeașul Schelei, Gura Văii, Banovița, Walter Mărăcineanu și restul Severinului. Nu că în restul Severinului ar fi toate puse la punct. Sunt într-adevăr probleme mari, probleme care țin mult de modul de a trăi al oamenilor, de condițiile în care trăiesc. Sunt lucruri pe care primăria le poate face și viitorul primar va trebui să le facă. Sunt lucruri care țin de exterior, sunt lucruri care țin de interiorul clădirii. Indiferent de zona în care țin ele, ele trebuie să rezolvate. Vreau să întrețin, dacă ajung primar, deci voi ajunge primar, ce a făcut Gherghe, vreau să întrețin, vreau să continui proiectele pe care le-am început și să fac altele noi. Vreau să întrețin dacă ajung primar. Vreau să întrețin dacă ajung primar. Vreau să întrețin dacă ajung primar. Deci voi ajunge primar. Ce a făcut Gherghe, vreau să întrețin. Galaxy TV, televiziunea care contează, a căutat în arhivă și vă poate prezenta în exclusivitate ce spuneau PSD-ii în anul 2008 că vor face în Schela. Și astfel individul Cristian Mură, finul lui Screciu, care în mod logic se și regăsește pe lista de consilieri locali ai nașului Screciu, actualmente director la Apele Române, din fost inginer stagiar la SECOM, spunea în anul 2008. Da. Astăzi am avut o întâlnire în cartierul Schela cu cetățenii din această zonă și principalele probleme pe care le-au ridicat în această întâlnire au fost iluminatul public, apa, canalizarea și drumul. Referitor la, la canalizare, se va rezolva din fondurile care au fost aluate de SCS Comesa și Primăria Municipiului, urmând ca și canalizarea să se rezolve în proporție de 80-90%. Referitor la iluminatul public, voi face demersurile necesare pentru ca târgurile care sunt deja amplasați să aibă becuri și să fie funcționali, iar și voi încerca să se facă cât mai multe stâlpi și să fie luminat cât mai bun. Referitor la drumurile care sunt aici, sunt prinse în bugetul Consiliului Local și o parte se vor rezolva anul ăsta, urmând ca următorul Consiliu să ducă mai departe terminarea acestor probleme.